Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 10 septembrie 2024. Caracterul. Neprihănirea izbăvește de la moarte. Proverbele 11, versetul 4. Abraham Lincoln a spus: aproape toți oamenii pot face față necazurilor, dar dacă vrei să testezi cu adevărat caracterul unui om, dă-i putere. Am încheiat citatul. Este mai ușor să ne concentrăm asupra talentului nostru, deoarece, în general, acesta produce rezultate care sunt recompensate și aplaudate de ceilalți. Cu alte cuvinte, eul nostru este legat de talentele și înzestrările noastre. Caracterul se construiește în privat. Reputația ta este ceea ce cred oamenii că ești, dar caracterul este ceea ce Dumnezeu știe că ești. Iar dacă vrei să ajungi departe, concentrează-te mai mult pe caracter decât pe talent. Autorul Proverbelor scrie, în capitolul 11, versetul 30, rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Am încheiat citatul. Dacă te rogi pentru rezultate mai bune, atunci ar trebui să știi că a fi trebuie să-l preceadă pe a face. Pentru a atinge obiective mai mari, trebuie să devii o persoană mai eficientă. Pentru a atrage oameni mai buni, trebuie să devii o persoană cu un caracter deosebit. Prin fiecare dovadă de caracter, competență și scop, faci declarații puternice pentru cei din jurul tău și îi atragi mai aproape de tine. Lucrurile mărețe sunt rare ori realizate de unul singur, așa că dacă vrei să atragi oameni buni, trebuie să devii tu însuți o persoană mai bună. Acest lucru este valabil mai ales dacă ești o persoană cu abilități deosebite. Talentul te poate ridica în fața celorlalți, dar lipsa de caracter sigur te va dobori. Biblia spune: în ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Am citat și la început Proverbele 11, versetul 4. Un om înțelept este dispus să recunoască: nu sunt perfect, dar cunosc pe cineva care este și fac tot ce pot pentru a deveni din ce în ce mai mult ca el în viața mea profesională și personală. Poți spune și tu amin? Thank you.